fostului mare fotbalist de legendă al Universității Craiova a fost depus la Biserica Sfântului Ilie din Craiova. Zeci de oameni au mers în fața lăcașului de cult, iar când sicriul a intrat în biserică, toți cei prezenți au aplaudat. Spre seară, Ilie Balac va fi dus la stadionul Oblemenco, tocmai pentru ca toți cei care l-au iubit să-și poată lua rămas bun de la minunea blondă. Lacrimi de durere și un gol imens a lăsat marea legendă a fotbalului românesc în sufletul celor care l-au iubit. În jurul prânzului, mașina în care era sicriul marelui fotbalist a oprit în fața Bisericii Sfântul Ilie din Craiova. Cei care au venit erau încremeniți, iar când trupul sportivului a fost dus în biserică, a urmat un ropot de aplauze. Familia lui Ilie Balac nu a putut scoate niciun cuvânt. Au intrat în lăcașul de cult pentru a participa la slujba religioasă. Această biserică nu a fost aleasă la întâmplare de familie. Aici Ilie Balac s-a căsătorit și tot aici a avut loc și botezul celor două fete ale acestuia. Arhidiaconul Apostolache Ioniță a declarat că mitropolitul Olteniei se va ocupa de pregătirile legate de înmormântare și va face slujba religioasă marelui fotbalist. Cei care l-au cunoscut îndeaproape sau cei care l-au văzut în meciurile de fotbal au venit în fața bisericii din Craiova. Pentru cei de vârsta mea a fost idolul copilăriei noastre, pe care îl știm din poveștile părinților, bunicilor. Blondule, zic, nu vii să le arezi niște fotbal, zice, nu mai pot. Dar l-am prins pe teren și pe la televizor. Ultimul meci care l-am văzut cu el pe teren a fost și cu Dobrin. Ultimele 6 luni de zile, Dobrin a venit aici. Și am avut ocazia să-i văd pe mândre pe teren. Păi nu mai ei au fost. Mi-a plăcut să merg la un meci de fotbal, le știai că te întâlnești cu când era mingea la el... Era mingea la el, era aproape și gol. După slujba religioasă, Ilie Balac va fi dus la stadionul Ion Oblemenco, unde un sobor de preoți va ține o slujbă. Stadionul din Bănie este locul pe care Balac l-a purtat mereu în inima sa. Marele fotbalist va fi înmormântat mâine în cimitirul Sineasca. Tot acolo este înmormântat și tatăl fostului sportiv. Anchetă după moartea lui Ilie Balac, ministrul sănătății Sorina Pinta va dispune controle la spitalul din Dol și va cere și înregistrările de la 112. Decizia vine după ce familia lui Ilie Balac a arătat că există suspiciuni legate de moartea acestuia. Medicul care a ajuns în apartamentul marelui sportiv a făcut și primele declarații publice. Apelul a fost sosit la ora 9:39-24 de secunde. Deci pe această fișă de solicitare eu m-am deplasat acolo. Nu știu dacă a mai fost alt apel înainte. Deci apelul este pe fișa mea 9:39-24 de secunde. Venit din partea aparținătorilor, în care ne-a anunțat că domnul Ilie Balac este inconștient. Ne-am urcat în mașină cu, eu fiind echipaj de tip C2, adică? Deci medic, asistent și ambulanțier. Este un echipaj complet, cu o mașină cea mai bună din dotare, practic, și ne-am deplasat în regim de urgență la solicitare. Medicul care a încercat resuscitarea fostului fotbalist a vorbit despre intervenția din dimineața de duminică. Balac era deja resuscitat de o vecină, medic de la UPU, la momentul în care a ajuns ambulanța. Acesta a mai spus că intubarea fostului fotbalist a fost una dificilă, inițial crezându-se că acesta s-a înnecat cu un corp străin. Găsim pacientul în hol, era cu fața în sus, îi se făceau deja manevre de resuscitare din partea unei doctore care lucrează în UPU, Craiova. Am înțeles că era în vecină, era în timpul liber. Noi am adus în locație toate echipamentul necesar resuscitării și am început manevrele avansate, adică intubație, oxigenoterapie, administrare de
medicație specifică supului cardiorespirator. Medicul a spus că prima ambulanță nu a avut echipamentele necesare intervenției. Nu s-a solicitat altă echipaje competență superioară. Deci s-a luat decizia din partea medicului coordonator ca să se trimită un echipaj tip C1, adică SMURD-ul. Deci echipajul este format din medic din UMPU, asistent și doi paramedici, în ideea că domnul Ilie Balaci ar fi survenit un infarct, iar pe mașina respectivă a SMURD-ului există medicație specifică trombolizei. Deci eu practic până pe la 10:25, 10:30 nu mai rețin când au sosit dânsii, deci au și ei timpii respectiv, puteți cere de la dânsii. Noi încă am susținut resuscitarea. Potrivit specialiștilor, ambulanța care a intervenit trebuia să fie dotată corespunzător. În aceste condiții, mai ales când vorbim despre un pacient și declarațiile unui medic, dacă aș fi fost pus într-o astfel de situație, evident că primul echipaj care ar fi trimis acolo ar fi fost cel mai dotat cu medic și asistent pe acel echipaj. Și știți, dintre vechea dilema pe care am avut-o de fiecare dată, din punctul meu de vedere, pe fiecare echipaj de salvare, ambulanță din România, ar trebui să existe cel puțin un asistent pentru a putea face și manevrele medicale necesare. Există și variante, evident, la intubația dificilă, inclusiv cea care au ales-o în acel moment, dar există posibilitatea de a aplica o mască laringiană sau acele truse de mini-tracheostomie care pot fi folosite. Specialiștii nu se opresc aici cu explicațiile. Dacă nu se reușește această resuscitare, această intervenție sub 4 minute, de multe ori resuscitarea cerebrală, ultima dintre ele, dar din punctul meu de vedere cea mai importantă, cea care ne face, dacă vreți, aceste ființe sociale cu abilități de comunicare, cu tot ceea ce reprezintă de fiecare dintre noi, are minime șanse de reușită chiar dacă se repornește activitatea cardiacă. Între timp a fost deschisă o anchetă după moartea fostului fotbalist. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a dispus controle la spitalul din Dolj și va cere și înregistrările de la 112. Decizia vine după ce familia lui Ilie Balaci a arătat că există suspiciuni legate de moartea acestuia. Ilie Balaci este eroul nostru național și, prin urmare, cred că este de datoria noastră să verificăm orice suspiciune este ridicată din partea familiei. Ne-am autosesizat pentru că am aflat de aceste suspiciuni din presă. În această dimineață, împreună cu domnul ministru Raed Arafat, departamentul de urgență, am decis să trimitem acolo echipă de control care să verifice exact dacă s-au respectat toate procedurile, toate protocoalele privitoare la intervenția ambulanței din acel moment. Cei vinovați vor suporta rigorile legii, cu siguranță. Deci nu există pardon în astfel de situații. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a anunțat că așteaptă rezultatele anchetei în 2 zile. Este anchetă la un spital privat din capitală, unde un băiețel de 1 an și 10 luni a murit după o operație banală de hernie inghinală. Copilul s-a simțit tot mai rău după intervenție, iar la câteva ore a făcut stop cardiac. Părinții arată cu degetul spre medici și spun că aceștia au reacționat târziu, ba chiar ar fi fost nevoit să cheme SMURD-ul ca să-l resusciteze. Coșmar. Vii cu un copil sănătos și pleci cu el în 4 scânduri. Moare după o operație de rutină într-un spital privat care își percepe bani înainte. Băiețelul de 1 an și 10 luni era programat pentru o operație banală la clinica privată. Pentru intervenție, părinții au plătit în avans 11.500 de lei. Părinții spun că la o jumătate de oră de la ieșirea din operație a fost scos din terapie intensivă. Era foarte somnolent și am tot solicitat cadrelor medicale să vadă despre ce e vorba. Ni s-a tot spus că e normal. Am monitorizat noi părinții, îngrijorați. S-a făcut rău. Am mers la asistente. Deja saturația lui de oxigen era foarte mică, în fine a făcut stop cardiac. Când micuțul a intrat în stop cardiorespirator, familia a sunat la 112. În doar 4 minute, în fața clinicii a ajuns un echipaj SMURD. Medicii au preluat resuscitarea cu aparatura proprie, dar fără succes. La miezul nopții, Ștefan Alexandru a fost declarat decedat. Părinții spun că vor lua măsuri. O reacție a venit și din partea Ministrului Sănătății. La fel ca și în cazul copilașului decedat la clinica Sanador. În acest moment, o echipă de control a Ministerului Sănătății este la clinică, la Direcție de Sănătate Publice București, pentru a verifica modul în care s-a produs decesul acestui copil. Deci lucrurile nu rămân așa, cu siguranță. Reprezentanții spitalului susțin că nu știu încă de ce a murit copilul.
Până la finalizarea de către INML a expertizei medico-legale care va stabili cauzele decesului, Spitalul Clinic Sanador nu poate face declarații referitoare la acest eveniment. Dorim să menționăm că echipajul SMURD a fost chemat de aparținătorii pacientului și nu de către Spitalul Clinic Sanador, acesta alăturându-se echipei Sanador, care inițiase deja procedura de resuscitare conform protocoalelor în vigoare. Președintele Klaus Iohannis așteaptă miercuri partidele la consultări pe tema justiției. Decizia vine după ce Comisia de la Veneția a publicat în urmă cu puțin timp raportul privind modificările aduse legilor justiției. Experții critică dur modificările aduse de Tudorel Toader. Alina Sorocean are mai multe detalii. Bună ziua! Bun găsit! Reprezentanții Comisiei de la Veneția susțin că modificările aduse legilor justiției, codului penal și codului de procedură penală au fost făcute pe repede înainte, fără să fie transparență și fără să se țină cont de opiniile celor care lucrează în sistemul judiciar. Mai mult decât atât, aceste modificări au creat controverse, ciocniri între instituțiile statului și tocmai din acest motiv reprezentanții Comisiei de la Veneția fac apel la calm și la dialog. În plus, spun specialiștii europeni faptul că autoritățile române au continuat să legifereze fără să aștepte un punct de vedere al Comisiei de la Veneția și fără să ceară sprijinul specialiștilor acestui for internațional european. În plus, iată că sunt multe critici care sunt aduse reprezentanților coaliției PSD-ALDE. Cu toate acestea însă nu avem nicio reacție până acum de la membrii coaliției. În tot acest timp, președintele țării Klaus Iohannis însă a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru mâine la ora 15 pentru o rundă de consultări după raportul Comisiei de la Veneția. Primul partid care va fi, care este chemat cel puțin la Palatul Cotroceni, este Partidul Social Democrat, al doilea ALDE, iar consultările se vor încheia la ora 18 cu minoritățile. Până acum însă nu avem niciun punct de vedere de la Partidul Social Democrat sau de la ALDE pentru a ști dacă vor trimite reprezentanți la Palatul Cotroceni. Este foarte clar, nu ne mai putem juca în momentul de față. Guvernul trebuie să se poziționeze clar privitor la atitudinea pe care o va avea în urma adoptării celor două rapoarte ale Comisiei de la Veneția privitor la modificările la legile justiției și privitor la modificările codului penal și codului de procedură penală. Anunț că vom participa la consultările de la Cotroceni. Între timp, Tudorel Toader se ține de glume pe Facebook. Ministrul Justiției a postat mai multe mesaje despre raportul Comisiei de la Veneția pe care le-a șters ulterior. Toader a plecat în concediu după ce oficialii europeni au criticat în termeni extrem de duri ordonanța adoptată de guvern. De altfel, președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia lui Toader. Tudorel Toader pare că se plictisește în concediu. Ministrul a postat mai multe mesaje pentru Comisia de la Veneția pe Facebook. În prima postare, Toader a afirmat că OUG privind justiția emisă de guvern în urmă cu o săptămână nu a fost discutată de Comisia de la Veneția, care ar urma să emită un aviz pe această temă în luna decembrie. Ulterior, Toader și-a șters mesajul după fix o oră. A revenit însă cu o a doua postare. Răspuns pentru cei ce nu vor să înțeleagă. Un membru titular al Comisiei de la Veneția nu poate să vorbească în numele guvernului din care eventual face parte, în caz contrar ar participa într-o dublă calitate. Și acest mesaj a fost șters după 60 de minute de ministrul justiției și înlocuit cu altul. Răspuns pentru cei care vor să priceapă. Nu poți să te declari împotriva pensionării anticipate a magistraților la 20 de ani de activitate, dar și împotriva OUG, fără de care soluția legislativă ar fi intrat în vigoare în ziua următoare. Scandalul a început după ce săptămâna trecută guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind legile justiției. Președintele Klaus Iohannis a declarat că se vede că cei de la PSD și ALDE nu doresc să legifereze nici transparent, nici să se consulte cu partenerii. Opoziția a cerut avocatului poporului să sesizeze CCR în legătură cu ordonanța, însă Victor Ciorbea este în concediu până pe 30 octombrie. Între timp continuă neînțelegerile în coaliția de guvernare. Liderii PSD-ALDE s-au reunit de urgență în urmă cu puțin timp. Aceștia pun la punct ultimele detalii înaintea remanierii guvernamentale. Diana Bone are mai multe detalii. Bună ziua, Diana! Bun găsit, la ora 16 este programată să
înceapă o ședință a coaliției în biroul de șef al Camerei Deputaților a lui Liviu Dragnea. De altfel, știm că se va discuta în această ședință despre remanierea guvernamentală, de altfel raportul care arată cu exactitate care a fost activitatea membrilor guvernului a fost deja realizat, iar în următoarea perioadă ne așteptăm la o convocare a Comitetului Executiv Național, o convocare care va fi luată în urma unei discuții între Liviu Dragnea și premierul Viorica Dăncilă. De altfel, există o listă a miniștrilor care în mod cert vor fi, iată, revocați din guvern. Vorbim despre ministrul economiei Dănuț Andrușcă, dar și despre ministrul culturii George Ivașcu, ministrul tineretului și sportului Ioana Bran și ministrul turismului Bogdan Trif. De altfel, există și o listă a miniștrilor care în mod cert nu vor pleca din staunul ministerial pe care îl ocupă în această perioadă. Vorbim despre ministrul muncii, dar și despre ministrul sănătății și cel al afacerilor interne. De altfel, există tot felul de discuții în sânul coaliției de guvernare. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spunea că nu are în vedere o remaniere în ceea ce privește miniștrii propuși de ALDE și că va negocia în continuare cu partenerul său de coaliție, Liviu Dragnea, pe seama acestui subiect. Ne așteptăm ca zarurile pentru acest Comitet Executiv Național să fie aruncate chiar astăzi în ședința coaliției, iar după această ședință purtată de Liviu Dragnea și de Călin Popescu-Tăriceanu să fie, iată, contactată și premierul Viorica Dăncilă pentru a se stabili cu exactitate când va avea loc această ședință a Comitetului Executiv Național în sânul Partidului Social Democrat și, de asemenea, este foarte posibil ca tot astăzi să avem și o listă preliminară a miniștrilor care vor fi revocați. Mulțumesc. După aproape 3 ani de la tragedia care a îndoliat România, procesul colectiv s-a reluat de la zero. La Tribunalul București are loc primul termen, după ce în cauză a fost desemnat un alt judecător. Procesul a fost întrerupt după ce fostul magistrat care se ocupă de dosarul colectiv s-a pensionat. Judecătorul care se ocupă de cazul colectiv s-a pensionat pe 3 septembrie. Până atunci începuse judecarea pe fond a dosarului, timp în care au dat declarații numai cei 3 patroni ai clubului. La reluarea judecății, avocații inculpaților au cerut și audierea tuturor martorilor. 15 minute a durat citarea părților. La un moment dat, în sala de judecată erau peste 80 de persoane. Rudele victimelor au acuzat de nenumărate ori tergiversarea dosarului. Nimeni nu încearcă să facă nimic concret ca să se afle într-adevăr adevărul, ce s-a întâmplat acolo, ce a fost cu acea deflagrație care în 150 de secunde a distrus atâția copii și chiar nu cred că vom afla cândva adevărul. Știm cu toții cum a decurs acea intervenție, sunt filmări, sunt înregistrări, știm că nimeni nu și-a făcut datoria cum trebuie, nu acuz pompierii, pentru că săracii fac ceea ce pot cu ce pot. Știm pe urmă că s-a murit în spitale. Procurorii de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au trimis în judecată dosarul colectiv încă de pe 28 aprilie 2016 la judecătoria sectorului 4. Procesul a fost apoi mutat la Tribunalul București. În dosar au fost trimiși în judecată patronii clubului, patroana și directorul firmei de artificii, pirotehnistul și societățile implicate. În dosar sunt inculpați și fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, 3 angajați din cadrul primăriei și 2 pompieri. Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii anunță că un val de frig va lovi țara noastră în perioada următoare. Autoritățile au închis deja Transalpina după ninsorile din ultimele zile. Începând de vineri, temperaturile vor mai crește, iar precipitațiile vor fi sporadice. După ce ne-am bucurat în ultimele zile de o vreme deosebit de frumoasă, temperaturile vor scădea brusc în toată țara. Vor fi ploi și vijelii puternice pe tot teritoriul României. Până vineri însă, contăm că această scădere de temperatură se va resimți mai întâi mâine, chiar
în vestul, în nordul și în centrul țării, în timp ce în sud și sud-est rămân valori termice peste cele normale la această dată, și tot în vest, în nord, în centru vor fi ploi puține și slabe cantitativ pe parcursul zilei de mâine, ceva mai multe mâine noapte, când o parte dintre ele pot deveni mai însemnate. Meteorologii mai anunță că la munte temperaturile vor rămâne negative pe parcursul zilelor, iar noaptea va fi ger. În condiții de vânt intens, vizibilitatea va fi extrem de scăzută, practic va fi viscol, așa că în deosebi Transfăgărășanul, Transalpina vor fi foarte greu, dacă nu imposibil, de tranzitat. Autoritățile au decis ca circulația pe Transalpina să fie închisă după ce un strat de câțiva centimetri de zăpadă s-a așternut pe asfalt. Utilajele de dezăpezire acționează pentru a curăța drumul de zăpadă și pentru a împrăștia material antiderapant. Având în vedere specificul drumului, curbe foarte strânse și pante, există riscul ca utilajele care acționează pe acest sector de drum să fie implicate în evenimente rutiere care pot pune în pericol viața deservenților. Atenționăm participanții la trafic că distrugerea elementelor care asigură închiderea drumului se constituie faptă penală și se pedepsește conform legilor în vigoare, se arată într-o informare a CNAIR. Un nou scandal la fabrica de doctorate a SRI. Fica și ginerele lui Gabriel Oprea sunt acuzați de plagiat de Academia Națională de Informații, adică exact instituția care le-a acordat titlurile în urmă cu 3 ani. Ana Maria Tudor, fiica lui Gabriel Oprea, și Alexandru Marius Tudor, ginerele acestuia, au fost reclamați la CNATDCU. Plângerea a fost făcută de Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, instituția care în urmă cu 3 ani le-a acordat titlul de doctor celor doi. Ana Maria și Alexandru Tudor fac parte dintr-un nou grup de 7 persoane, în ale căror teze de doctorat au fost găsite fragmente întregi plagiate, susțin jurnaliștii de la Newsweek. Fiul și fiica lui Gabriel Oprea au devenit doctori în aceeași zi, pe 27 octombrie 2015. Totul s-a întâmplat în plin scandal legat de tezele plagiate coordonate de fostul vicepremier. Potrivit presoan.ro, cei doi au fost coordonați de un apropiat al lui Gabriel Oprea, profesorul universitar Gheorghe Toma. Miza cea mai importantă a verificărilor în curs de la Academia SRI o reprezintă directorul Serviciului de Informații Externe, Gabriel Vlase. Acesta este la rândul său doctor la Mihai Viteazul. Măsură șoc pentru întreaga economie. Salariul minim crește cu 2 luni înainte de termenul inițial. Practic, peste noapte, Olguța Vasilescu a anunțat că peste 1 milion de angajați, adică cei cu studii superioare și care au minim 15 ani vechime, vor primi bani mai mulți. Un anunț care vine chiar în perioada în care PSD lua în calcul înghețarea salariilor bugetarilor pentru 2019. Deși Partidul Social Democrat anunța că ia în calcul înghețarea salariilor în cazul bugetarilor pentru anul 2019, iată că ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu face un anunț bombă. Ministrul a declarat că salariul minim pe economie va crește chiar de la 1 noiembrie în acest an. De asemenea, salariul minim va fi diferențiat în funcție de studii sau vechime. 2080 de lei salariul minim brut pe țară și 2350 de lei salariul minim pentru cei care au studii superioare sau pentru angajații cu 15 ani vechime. Anunțul făcut de ministrul Muncii Olguța Vasilescu a luat prin surprindere sindicatele și patronatele. Măsura de a devansa creșterea salariului cu 2 luni înainte de termenul anunțat inițial și de a trece direct la un salariu mai mare cu 30 de lei față de cel anterior anunțat are efecte și mai mari pentru economie. Aceasta înseamnă o creștere cu 20% a salariului net de la 1.162 de lei în prezent până la 1.413 lei, deci un plus de 251 de lei pentru fiecare salariat. Din cei aproximativ 5 milioane de salariați din România, 1,5 milioane au astăzi salariul minim pe economie. Un calcul simplu ne arată că statul ar încasa peste 516 milioane lei în plus în acest an dacă noile salarii minime vor intra în vigoare de la 1 noiembrie. Având în vedere că statul trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar de circa 28,3 miliarde lei, la noua estimare a PIB-ului acesta va scădea cu jumătate de miliard. Premierul Viorica Dăncilă, subiect de glume în presa franceză. Prestația din Parlamentul European a fost aspru criticată. O actriță blondă aflată la o tribună cu steagul Uniunii Europene pe fundal vorbește și gesticulează manevrată din spate de un alt actor care îl interpretează pe Liviu Dragnea.
Je suis furieux que mon pays soit sous surveillance. Je suis furieux que mon pays soit sous surveillance. Je suis traité comme un voleur. Je suis traité comme un voleur. Je suis un gars honnête. Je suis un gars honnête. Si j'étais un menteur, j'aurais la moustache qui frise. Si j'étais un menteur, j'aurais la moustache qui frise. Discursul premierului Viorica Dăncilă în plenul Parlamentului European a atras atenția jurnaliștilor francezi, care au ironizat-o pe șefa executivului român în emisiunea 28 Minutes a postului Art. Jurnaliștii nu se opresc aici cu ironia. Un bărbat îl întruchipează și pe Liviu Dragnea, președintele PSD, cel care conduce din umbră guvernul. C'est pour sa fidélité au chef du parti que la petite conseillère municipale Falotte, ne parlant pas un mot d'anglais, a été catapultée députée à Bruxelles, puis premier ministre. O actriță blondă aflată la o tribună cu steagul UE pe fundal vorbește și gesticulează manevrată din spate de un alt actor care îi șoptește ce să spună, iar ea repetă cu voce tare ceea ce îi spune el. Aceasta își ține mâna la ureche, semn că discută direct cu șeful ei. Numai că, la un moment dat, comunicația se strică, e bruiată și nu se mai înțelege. Un bacșiș, c'est quoi? C'est la rétribution d'un service rendu. C'est la rétribution d'un service rendu, comme l'aide à personne. La final, personajul Liviu Dragnea este călcat pe mână din greșeală de tocul Vioricăi Dăncilă. Ah, ma main! Ai, ma main! Micile manevre ale Vioricăi și ale guvernului său de stânga au fost criticate de mii de magistrați, de zeci de mii de manifestanți de Comisia Europeană, care va publica recomandările sale la finalul lunii noiembrie, și de Departamentul de Stat american. Panică într-un bloc din centrul capitalei, mansarda unui bloc situat pe Bulevardul Unirii a luat foc și a fost pericol ca flăcările să se extindă și la celelalte apartamente. Trei echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului. Echipajele de intervenție au reușit să stingă repede incendiul. Autoritățile vor începe o anchetă pentru a se stabili de la ce a pornit focul și cine va răspunde pentru pagubele produse. Anchetă în plină desfășurare în județul Brăila. Picioarele și craniul unui fost polițist comunitar au fost descoperite în gospodăria lui la 2 ani de la dispariție. Soția bărbatului a fost reținută fiind principalul suspect. Fost gardian în comuna Viziru din județul Brăila, Mihalache Lupu nu a mai fost de găsit încă din decembrie 2016. După 2 luni, în februarie 2017, sora sa l-a dat dispărut și de atunci poliția l-a tot căutat fără niciun rezultat. Până sâmbătă, când bucăți din trupul polițistului au fost găsite de surorile acestuia într-un grajd din gospodăria în care soția acestuia se mutase imediat după dispariția bărbatului. Femeile au alertat poliția, iar anchetatorii au cercetat toată casa și au reușit să-i găsească și capul. Craniul omului era ascuns în pod, iar potrivit anchetatorilor, fostul polițist a fost ucis chiar de femeia cu care trăia. Soția a fost reținută, însă nu a recunoscut nimic. Ba chiar a susținut că bărbatul ei e plecat în străinătate la muncă și chiar ar fi sunat-o să-i spună să se mute din casă. Mihalache Lupu avea 54 de ani, iar soția sa este cu 20 de ani mai tânără. Iar potrivit vecinilor, cei doi se certau extrem de des din cauza că bărbatul era foarte gelos. Oamenii spun că nu de puține ori fostul polițist a bătut-o pe femeie chiar pe stradă. Este criză financiară la Senat. Deși au cheltuit dublu față de anul trecut, senatorii sunt pe cale să epuizeze bugetul alocat pe 2018 încă din această lună. Ba mai mult, se plâng că nu au destui bani pentru plimbări în străinătate. Șeful Senatului admite că gura pungii e cam lărgită, însă nici nu ia măsuri concrete. Totul reiese dintr-o stenogramă a biroului permanent al Senatului. Bugetul Senatului a fost epuizat aproape în totalitate în condițiile în care, potrivit stenogramei, o parte a cheltuierilor de deplasare la Bruxelles sunt suportate și de Parlamentul European. Problema a apărut cu doar 2 luni și jumătate înainte ca România să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Potrivit discuțiilor dintre membrii biroului permanent, în 2018, Senatul a primit un buget de 2.070.000 de lei pentru deplasări externe. Suma este dublă față de cea din 2017, care a fost de 1 milion de lei. De asemenea, în 2016, 2015 și 2014, sumele au fost asemănătoare, aproape 1 milion de lei. Deși suma alocată pentru anul acesta a fost una dublă, senatorii români au cheltuit mai mult decât prevedea bugetul. Recunosc că am eșuat în a controla deplasările și de a ține în frâu aceste cheltuieli. Cert este faptul că bugetul de anul acesta, fiind aproape dublu față de bugetul de anul trecut, de acum 2 ani și de aproape 2 ori și jumătate mai mare decât bugetul din 2016, în octombrie vom termina banii, vom cheltui toți banii pe anul acesta pe deplasări externe și aproape toți banii pe diurnă. În discuția privind execuția
execuția bugetară a deplasărilor externe a intervenit și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Deci trebuie să mai periem puțin participările la diferite reuniuni externe, da? Ăsta ar fi mesajul. Știți ce se întâmplă? Suntem într-o situație de criză financiară, da? Nu mai vorbesc de celelalte care domină tot timpul. În aceeași ședință, secretarul Senatului, liberalul Marcel Vela, a apreciat cu privire la un eveniment care urmează să fie găzduit de Senat în 2019 că un pic de șurub la cheltuieli ar fi necesar. Eu v-aș ruga pentru ședința următoare să ne detaliați un pic devizul, pentru că mi se pare destul de generos. Flori de 75 de milioane de lei vechi, cadouri 120 de mii, 1 miliard 200. Acum nu știu dacă sunt din aur, din argint, dar dacă tot avem grijă de buget, trebuie să avem grijă un pic și de produsele și de gospodărirea bugetului, că este ușor sub umbrela Uniunii Europene, președinției, noi n-avem voie să comentăm, să ne opunem. Ok, dar totuși un pic de șurub la cheltuieli ar fi necesar, a mai spus liberalul. Informație de ultimă oră, acum venită de la Palatul Cotroceni, Ilie Balac a fost decorat post-mortem de către președintele României. Alina Sorocean este la telefon și are informații suplimentare. Te rog, Alina. Bun găsit! Șeful statului Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul de decorare post-mortem a fotbalistului Ilie Balac. Astfel, în semn de deosebită apreciere și admirație pentru remarcabila sa carieră de fotbalist, pentru talentul cu care a promovat timp de mai multe decenii valoarea sportului rege și spiritul de fair play în rândul tinerelor generații de sportivi, președintele României a conferit post-mortem Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler fotbalistului Ilie Balac. Vorbim așadar despre un gest extrem de important, să spunem, după stingerea din viață a marelui fotbalist. Ilie Balac s-a stins din viață ieri dimineață la vârsta de 62 de ani. Vă reamintesc că și aseară suporterii echipei Craiova au ținut un moment de reculegere pe stadionul din Craiova, iar fostul mare fotbalist urmează să fie înmormântat. Corpul nesfletit al fostului mare fotbalist român urmează să fie depus la Biserica Sfântul Ilie din Craiova. Mulțumesc foarte mult, Alina Sorocean, pentru această intervenție. Așadar, Ilie Balac a fost decorat post-mortem de către președintele Klaus Iohannis. Mergem mai departe, în timp ce gruparea Mișcarea România Împreună, partidul încă neînființat al lui Dacian Ciolo, se zbate să strângă semnături pentru campania Oameni Noi în Politică. Unul dintre liderii formațiunii face afaceri cu PSD. Firma fostului ministru al Muncii, Dragoș Pâslaru, are un contract de sute de mii de lei cu Consiliul Județean Brăila, instituție publică în fruntea căreia se află un membru PSD. Dacă la nivel declarativ oamenii lui Dacian Cioloș se laudă că vor să aducă un suflu nou în politică, practic lucrurile nu stau deloc așa. Ca orice politician care se respectă, și cei din partidul fostului premier tehnocrat se bat pentru contracte cu statul. Este și cazul lui Dragoș Pâslaru, a cărui firmă a încheiat în luna iunie a acestui an un contract de peste 200.000 de lei cu Consiliul Județean Brăila. Iar la o asemenea sumă, nici nu mai contează că instituția e condusă de un PSD-ist. Francis Iulian Chiriac, urmașul baronului Buna Stancu, a bătut palma cu Dragoș Pâslaru într-un contract în care omul lui Cioloș trebuie să elaboreze un plan de amenajare a stațiunii lacul Sărat. IRA, firma lui Pâslaru, nu este la prima afacere cu statul. A mai avut contracte și cu Ministerul Dezvoltării, condus la vremea respectivă de Sevil Saideh, dar și cu Ministrul Fondurilor Europene, condus de Rovana Plumb. Contractele au existat și înainte și după ce Pâslaru a fost ministru în guvernul Cioloș. Monumentul eroilor regimentului 4 Ilfov din curtea Muzeului Militar este un omagiu față de cei care s-au jertfit în războiul de independență. În anul centenarului Marii Uniri vă prezentăm povestea acestei lucrări. Monumentul eroilor regimentului 4 Ilfov este amplasat în incinta Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I din București. Lucrarea îi aparține cunoscutului sculptor Oscar Han. Artistul a studiat la Școala de Arte Frumoase din București, avându-i ca profesor pe Dimitrie Paciurea și Frederic Storck. Oscar Han a expus pe parcursul carierei sale în orașe precum Veneția, Paris, Haga, Amsterdam sau Barcelona, iar în anul 1964 i s-a acordat titlul de maestru emerit al artei. O parte din lucrările sale se găsesc în București, la Muzeul Național de Artă, la Muzeul Zambaccian și în Casa Memorială Ion Minulescu, Claudia Milian.
O altă lucrare cunoscută a acestuia este statuia regelui Carol I, care se regăsește în partea frontală a castelului Peleș din Sinaia. Monumentul eroilor regimentului 4 Ilfov din curtea Muzeului Militar este un omagiu față de cei care s-au jertfit în războiul de independență. Pe o latură a monumentului apare inscripția eroilor căzuți pe câmpul de onoare 1877-1878. Ulterior, a fost adăugată și o listă cu eroi ai anului 1913 de la finalul celor două războaie balcanice. Lucrarea lui Oscar Hahn este realizată din piatră și a fost finalizată în anul 1916, în timpul domniei regelui Ferdinand I. Colonelul Grigore Berindei, erou al primului război mondial, comandant al regimentului 21 Infanterie, a fost cel care a avut inițiativa și a sprijinit realizarea acestui monument. Prima televiziune medicală din România a început emisia. Este vorba despre un post de nișă care se adresează tuturor celor interesați de sănătate, iar programele sale sunt axate în special pe educație, știință și tehnologie. Urmărești Medica TV, prima stație de televiziune dedicată sănătății tale. Stația este un proiect al grupului Evenimentul Românesc, care deține mai multe operațiuni în audiovizualul românesc. Programele sale sunt axate cu prioritate pe educație, știință și tehnologie, dar se vor regăsi și informații și noutăți utile din domeniul medical. Astfel, printre emisiunile din grila de programe a televiziunii, se numără Pe șleau cu Dr. Menci, o producție în care doctorul Gheorghe Mencinicopski este invitat permanent, emisiunea Jurnal de viață realizată de Cătălina Jingoiu, în care sunt prezentate povești ale unor medici celebri, și Academia de Sănătate cu profesorul Irinel Popescu. Avem toată convingerea că Medica TV va căpăta încrederea tuturor profesorilor, medicilor, studenților și a instituțiilor care își vor găsi aici acea platformă de comunicare într-o formă agregată, astfel încât dezbaterile și informațiile rezultate să se concretizeze într-un reper ce poate ajuta la însănătoșirea sistemului medical. Vom atrage prin producțiile și în platourile Medica TV mari nume ale medicinei din România, oameni cu notorietate din sănătate, care au ceva de spus și care pot aduce plus valoare politicii noastre editoriale, a declarat Vlad Pufu, director general al Medica TV și managerul de proiect. Oferta de programe este concepută în așa fel încât să trezească interesul tuturor categoriilor de public. Televiziunea Medica TV a primit licență de la CNA în aprilie 2017. Programele Medica TV vor fi recepționate de clienții operatorilor Telecom, Acta, UPC, în pachetul digital de bază Familia. Clipe de coșmar pentru locuitorii Romei. O furtună violentă cu vânt puternic și grindină a paralizat capitala Italiei. În mai câteva zeci de minute străzile au fost inundate, iar circulația a fost întreruptă. Oamenii au reușit cu greu să se mobilizeze, mai ales că temperaturile au scăzut brusc. La polizia sta cercando di liberare la strada completamente bloccata. Locuitorii Romei au fost de-a dreptul șocați când au văzut cum totul se acoperă de apă și gheață. Toate străzile au fost inundate și a fost practic imposibil ca oamenii prinși în trafic să iasă singuri din mașini. Autoritățile s-au mobilizat și au salvat pe cei care aveau nevoie. Furtuna a fost atât de violentă încât a rupt copaci și cabluri de înaltă tensiune, lăsând mai multe cartiere fără curent electric. Și circulația subterană a avut de suferit. Stațiile de metrou au fost inundate, iar oamenii au fost pur și simplu nevoiți să înoate pentru a ieși la suprafață. Veștile proaste pentru italieni însă nu se opresc aici. Meteorologii anunță că în următoarele zile vremea se va înrăutăți și mai tare și este posibil chiar să apară și ninsorile. Zeci de studenți au trecut prin clipe de groază după ce pădeaua unei încăperi unde se ținea o petrecere s-a prăbușit. Incidentul a avut loc la Universitatea Clemson din Carolina de Sud. 23 de persoane au ajuns la spital. Incidentul a avut loc la petrecerea de început de an a frăției Kappa Alpha Psi. Tinerii abia se adunaseră și toată lumea dansa. Cei implicați spun că s-a întâmplat totul
cu repeziciune. Au simțit doar că le fuge pământul de sub picioare, apoi au căzut în gol. Au fost chemate imediat echipajele de urgență. 23 de persoane au fost transportate la spital. Cele mai multe victime au avut fracturi. Însă, potrivit autorităților, viețile lor nu au fost puse în pericol. I'm jumping, I have my hands up in the air, and the next thing you know, all I can see, feel myself is just falling like this. And then I wake up, because I blacked out, and I see like girls everywhere with blood all over their face and everything like that. That was a scary scene. Poliția a început deja o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil să se prăbușească podeaua respectivă. Urgie în Australia din cauza unei furtuni puternice. Martorii au asistat la un fenomen incredibil cu peste 300.000 de fulgere care au brăzdat cerul. Un bărbat a murit, iar zeci de locuințe au fost distruse. Chiar și deschiderea jocurilor Invictus de la Sydney a fost amânată cu o oră din cauza vijelii. O serie de înregistrări video amator surprinse de localnici arată forța furtunii care a lovit statul australian New South Wales. În Jury, la peste 275 de kilometri de Sydney, un bărbat a murit. Victima de 53 de ani a fost lovită de bucăți de sticlă și de metal purtate de vântul puternic. Mai multe locuințe au fost distruse, iar geamurile de la numeroase clădiri de birouri au fost sparte. Mii de oameni au rămas fără curent electric după ce copacii au dobărât firele de electricitate. Toate școlile din zonele afectate au fost închise, iar guvernul a început deja aplicarea planului pentru stările de dezastru. Potrivit meteorologilor, dintre cele peste 300.000 de fulgere înregistrate în toată regiunea, 7.000 au fost la Sydney. Mai mult, ceremonia de deschidere a jocurilor Invictus 2018 a fost de altfel amânată cu o oră din cauza furtunii. Imagini inedite pe străzile Madridului, sute de oi au invadat capitala Spaniei. Ciobanii refac astfel traseul de transhumanță folosit încă din antichitate. Locuitorii orașului nu sunt însă deranjați de acest obicei. Mai mult, pe rutele pe care sunt mânate oile se strâng foarte mulți curioși. Mii de curioși s-au strâns să vadă oile și să le facă poze. Cei mai încântați au fost, bineînțeles, copiii. Această tradiție datează de foarte mult timp. Ciobanii își mână oile în Madrid, urmând o rută folosită în trecut pentru zonele mai puțin dezvoltate din țară, către o regiune pentru pășunat pe timpul iernii. Pe marginea acestei tradiții s-a creat însă un adevărat festival. Pentru a putea trece cu oile prin Madrid, ciobanii plătesc o sumă simbolică în contextul unui acord semnat în 1418 cu Consiliul Municipal, care a cerut o taxă de 50 de maradevis, o monedă antică de cupru, pentru fiecare turmă de 1000 de oi care străbăteau piața centrală Sol și strada Gran Via. Situația internațională fierbe după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va retrage Statele Unite din tratatul privind forțele nucleare intermediare. Decizia americanilor vine după ce Rusia a încălcat acordul. Mișcarea făcută de liderul american ar putea poziționa România într-o situație foarte periculoasă, spun analiștii. Anunțul liderului de la Casa Albă, Donald Trump, cu privire la retragerea Statelor Unite din tratatul privind forțele nucleare intermediare, pune întreaga lume pe jar. Decizia istorică a venit după ce Rusia ar fi încălcat mai multe prevederi ale tratatului pe care Trump nu le-a dezvăluit încă. Astfel, aliații Statelor Unite din Europa, printre care și România, s-ar afla din nou la mijloc între cele două puteri, adică s-ar reveni la situația geostrategică din timpul războiului rece. Diferența majoră constă în faptul că, spre deosebire de războiul rece, Statele Unite au construit un sistem antirachetă. Sistemul a fost planificat încă de pe vremea administrației lui George Bush. Liderii de la Moscova nu și-au ascuns niciodată nemulțumirea față de acest sistem. În 2016, președintele rus Vladimir Putin amenințase România și Polonia că s-ar putea afla în raza de acțiune a rachetelor rusești pentru că au acceptat să găzduiască elemente ale scutului antirachetă. Din punct de vedere tehnic, Rusia are rachete care să lovească orice țintă din Europa. Acest pact încheiat în 1987 contribuia la securitatea Statelor Unite și aliaților săi în Europa și Orientul Mijlociu. Tratatul le interzice Statelor Unite și Rusiei să dețină, să producă sau să testeze rachete nucleare cu lansare de la sol cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5500 de kilometri.
Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Tudor Barbu cu Se întâmplă acum. Ne revedem de la ora 20. O zi frumoasă în continuare.